1, 2. Ce se întâmplă când se spune 3, 2, 1? Intri în scenă. Da, sau începe ceva. Da. Ce începe acum? Începem... Ce? Backstage show. Da. De fapt, continuăm emisiunea România au talent, care s-a terminat atât de tumultuos în această seară. Nu știu de ce trebuie să muncim noi mai mult decât alții. Mă, de-aia pentru că au zis că, bă, că merităm, că putem. Suntem singurii care duc până la capăt. Ăștia au obosit, jurații au obosit pentru că stau pe scaune. Obosesc foarte repede. N-ai văzut? Andra, după ce a dat Golden Buzz-ul minunat, a obosit și a zis, mă, eu vreau acasă la copii. Tu ai doar un copil. Da, eu n-am, eu nu merit nu, să mă duc. Nu, eu am trei, au zis, lasă, tu te-ai obișnuit, ho, se ajunge. Bine. Oameni buni, într-adevăr, în seara asta ne-am bucurat tare mult de Golden Buzz-ul Andrei. Apăsăm împreună! De fapt, un Golden Buzz emoționant. A fost, chiar a fost emoționant și a fost plăcut să vezi că după 50 de ani de carieră, cineva trăiește asemenea emoții. Și nu se aștepta, nu se aștepta deloc, domnul Aurelian Neamțu. Ai văzut cât de emoționat e. Deci... Pe mine mi-a plăcut foarte tare. Da, da. Și în primul rând că el a mai încercat la noi. Nu, de fapt a încercat la Vocea României. A fost la Vocea României și uite că a venit aici și a rupt. Acum... Nu neapărat, că e ca și un premiu pentru întreaga activitate, pentru că o să vedem ce o să facă în continuare. S-ar putea să câștige România au talent. De ce nu? Nu știu, mie mi-a zis că ar vrea o piesă, să-i fac o piesă. Da? Da. Chiar mi-a zis în culise. Măi, eu cred că merită. Nu știu dacă a apărut la televizor exact, dar mi-a zis în culise. Deci tu îți dai seama, adică peste Golden Buzz-ul de la România au talent, cea mai mare provocare este o piesă de la Smiley. Provocarea e pentru mine. Da, provocarea e pentru că ștacheta e foarte sus. Pentru că dacă vreau o piesă de la mine, eu îi dădeam una de teatru, îi dădeam una de mașină, îi dădeam, adică n-aveam, dar tu îi faci o piesă. Da. În care o să plângă, o să râdă și o să se distreze și nu o să uite să se întoarcă acasă. Da. Bun, oameni buni, ce mai e? Ce mai educați cadorii de film? Da? Mamă, ce care au dus lucrurile la... Noua generație, Sobicech. Noua generație de... Sobicech, echipa RISC, care sunt cascadorii viitorului. Mamă, cum a spus-o asta, cascadorii viitorului. Cascadorii prezentului, că oamenii deja fac cascadorii în filme. Da, dar au și spus asta. Ei vor face, spre deosebire de noi, care am făcut doar în trecut, ei vor face și în viitor. Știi? Adică, da. Bine, noi oricum în fiecare ediție de România au talent noi facem cascadorii. Suntem la vreo 2 minute de spitalul de urgență. Și scăpăm de fiecare. De ce? Pentru că suntem foarte talentați. Eu de o viață întreagă îmi fac cascadorile singur. Mie mi-a plăcut mult dresorul ăla de papagal. Chico, vamos a ver. Asta la final de la mesa. Dale, 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 dale. Cu forța, un pic de mas. Las ultimas. Da? Da, dresorul ăla de papagal. Băi, deci, adevărul e că, știi, mulți bărbați ar putea învăța de la el. Știi? Cum să dreseze un papagal. Da, și bulgar. Păi nu, dar ar putea să învețe și bulgara. Asta e povestea. Bun. Ce-a mai fost? Roberto din Berceni. Da, Roberto. Bun. Ce-ai făcut, băiatule? Am sute de cacai, pun la cât bai bacă de dai. Foacă dacă arma ta, da pe tractă la banană, pat. Nu cape de cafe, de foac, ca după cacața, ca da, dau mult de pute. Roberto din Berceni, că vă zici, parcă zici că e Fernando de la Caransebeș, știi? Așa? Bun, și dacă am avut dresori de papagali, în premieră pe țară, oameni buni, alături de noi, va veni o dresoare de lei. De da. Tauri, oricum de cornute, e o dresoare de cornute. Așa, dar până la dresoarea noastră de cornute, vreau să vă spun, astăzi, de astăzi inaugurăm o nouă rubrică. În exclusivitate. Da, pentru că pe adresa redacției au venit atât de multe scrisori. Care și mi s-a spus, dom'le, vreau să vedem niște lucruri în exclusivitate. Da. Ei bine, astăzi veți vedea un număr în exclusivitate, care nu este dat deloc la televizor, este doar aici. Așa se va întâmpla de acum înainte. Din ce în ce mai multe vreau să vedem aici. Nu, doamne, ferește, hai să ne bucurăm și pe televiziune aici. Înțeles, să nu mai... Măi, eu zic să rămână în mare parte pe televizor. De ce? Pentru că și salariile noastre trebuie plătite la un moment dat, știi? Altfel, dacă se mută toată emisiunea în online, riscăm să nu mai avem pauze de publicitate. Bun, dar ai văzut ce dresori de cuvinte sunt, de situații. Bun, și acum mergem la dresoarea noastră de lei, de cornute, de... tu cum o vezi? Dresoare de ce? De suflete, de cuvinte. Știi cum e? Mă uit la ea și îmi vine să cânt. Oameni, oameni,
oamenii. S-a stricat aia de la acu de la pick-up. Știi că la un moment dat vorbeam ce? Că poate ajunge în juriul la România Talent? Da? Dar de ce? A primit gol de mare. Doamnelor și domnilor, Andreea Esca, România! Dresoarea, dresoarea. Hai că m-am dat golden buzz. Mă, dar uite, fii atent ce păhăruțe ne-a dus. Hai, mă, că vă iubesc, te iubesc, Pavel. Mai mult decât mai. Da. Așa scrie aici. Unde scrie, mă? Da, dar nu știu ce scrie la mine înăuntru. Exact, tu nu știi ce scrie. A, apă sfințită, la tine scrie apă sfințită. Așa, și pe tricou tău ce scrie? The time is now. Oameni buni, în carne. Noi avem un text. Eu am la textele în interior. Putem să zicem așa, Drew, the time is now. Yes. Și tu? Pavel. Everything is my head. Pavel, da. Bine, am, dar nu-i la vedere. Nu, adică nu și vreau să intru în această discuție. Serios? Bună! 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 Reocupă! Da, dar în oricare. Vezi, e prima oară când ne întâlnim. Una care e lipită de o mașină din parcare. E prima oară când ne întâlnim și nu dansăm? Sau nu, e prima oară când ne întâlnim după emisiune, că de obicei ne întâlnim la știri înainte de emisiune. Da, chiar tu n-aveai ce face la acasă de ai venit la noi. Nu, dar am înțeles că s-au terminat invitații și au zis că, și au zis că sunt eu alături și în aceiași bani să facem asta. Nu? Am sau? Înțeles. Nu, deci tu ai... Mamă, deci tu dai seama, seara asta i-a fost la ofertă. Eu sunt pe lista aia, știi, dacă nu mai avem pe nimeni... Da, păi mă, adevărul e că nu știu de ce n-a venit Brad Pitt, habar n-am. Păi nu știu de ce n-a putut. Da, n-a putut să vină și atunci am zis, bă, cine? Da, a tras dublă așa. Totuși, tacheta să rămână sus acolo, da, și au zis cine? Despre ce e emisiunea asta, scuză-mă? Despre flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântăreți. Hai, vreau. Da? Ai din ăla oracol să scriu? Da. Și să ce să afli, să afli ce culoare are, ce da, eu am prins. Vezi, uite, da, asta am trebuit să fie rubrică. Oracolul. Toți suntem bătrâni. Oracolul ăla era Facebook-ul acelor da, vremuri. Da, așa aflai despre ea ce culoare îi place. Și te uitai la pagina aia să vezi aia care ce scrie despre tine. Scris? Da. Da. Și tu îți mai amintești despre poezia aia. Normal. Pe inimă îi place. Și te vedeai și tu acolo printre alții. Da, da. Era aia 5 cuvinte, îți spun, da, te iubesc, nu uit. Și mai era ceva, că nu mai știu, căprioara din izvor, cum e, cum bea apă, căprioara, apă lină din izvor, așa... Eu vreau să te trec podul de mai multe ori. Da, și mă, că era, nu știu cum, era ceva, mă, așa, nu mai știu, era ceva cu căprioara. Nu știu asta cu căprioara. Era un la noi mai erau așa, cine a dat cu pietre bună, se mai trage. Asta, da. Asta e în ungurime, știi? Da. Asta, adică e treaba e mult mai... E mai ăsta, dacă nu... Mai, da, vorba, era da. Pe concret, era pe concret. Concret. Acum, violent, nu știu ce e. Da, serios, e de bără. M-a dormit acum. Uite, ce-i cu tine de ești așa? Sunt bipolar. Ai, ești bipolar. Se grăbește. Zi, deci... Păi nu, deci, noi știm că te uiți la emisiune când ai timp. Da. Da, da, normal cum uiți. Deci de câți ani te-ai uitat? M-am uitat la sezonul ăsta. Am înțeles. Pe cine ai vrut să vezi tu în mod special? Care dintre cei doi? Eu știu că asta e o cursă. Care dintre cei doi? Și pentru cine? Sau care dintre cei patru jurați îți place ție? Sau pentru cine te-ai uitat? Care cei doi? El la cine te gândești? Dragoș Bucur sau... Bă, nete? Că la prezentatori știu, aia, noi suntem vorba aia, la must. Cum să aleg? Dar n-am cum să aleg. Cine? Bobonete sau Bucur? Să ce? Cu cuvintele tale. Să ce? Nu știu. De cine îi place? Adică pentru cine s-a uitat? Că a zis, m-am uitat sezonul ăsta. Dar ce m-am uitat pentru emisiune? Ce m-am uitat pentru jurați? Da? M-am uitat pentru emisiunea. Da, și eu la fel. Și de cine ți-a plăcut dintre jurați? Păi de ce are mă asta? Bun. A, bun. Ce crezi că a adus nou Bobonete în emisiunea asta? Cred că a adus haz. Da? Da. A trebuit că se plăcea mult. Alexia mi-a zis, de exemplu, că o distrează foarte tare de când a venit Bobonete. Da. Mi-a zis că îi se pare interesant și Dragoș Bucur, care are niște chestii, acum ca să-ți dau așa niște inside. Așa. Și a zis că îi place și de Moisescu, dar care glume mai de-astea de bătrân. Oh. Și în momentul ăla... Nu, stai, că nu s-a terminat. Da, s-a. Și am zis, băi, Alexia, așa e, că vezi că el a născut ca mine, cum ar veni și... Mă rog, mea. La o zi după, pleacă Alexia undeva și îmi scrie un mesaj. Hai, te pup, ne auzim la Doha. Că aveau acolo, schimbau avionul, știi? Și eu trimit. Ne auzim la Oha. Și am scrie înapoi. Ești tu, Andy Voicescu? Da. Si. Hai că are haz. Si. Cine se aseamănă, se adună. Andy, tu ești? Exact așa mi-a scris. Andy, tu ești? Dar pe această cale eu vreau să spun că mie îmi place Andy Voicescu, probabil că pentru că are aceleași glume din 72 ca mine.
ne cerem scuze, dar... Măi, acum fiecare cu bagajul lui de cunoștințe. Da. Înțelegi? Și el a făcut și matematică. Da. Adică, păi bune, pentru un absolvent de matematică, mi se pare că are super umor. Da. Nu? Și parcă nici nu e atât de bătrân. Da, mă, dar... Nu. Serios, adică... Hai să mai uit așa. Păi nu, da. Totuși a făcut locul. Până nu-ți spune cineva bunicule sau nenea sau matale sau dânsul... Da, bun. V-am spus de momentele în exclusivitate. De un component pe care voi nu o să-l vedeți niciodată la televizor. De aceea dați buluc, chemați-vă purcei, pisicile, căței, rudele în fața micilor ecrane, adică telefonului sau laptopului, sau dacă ați dat pe plasmă, înseamnă că vă permiteți. Plasmă. Vedeți un moment în exclusivitate. Știi că acum de fiecare dată când mă întreabă cineva, mă vede realitatea, zice, dar sunteți mult mai slabă, nu știu, la televizor vă văd așa mult mai grav. Și îmi spui, doamne, nu vă supărați dacă aveți atâta televizorul. Normal că suntem mari înainte când aveai unul de la mic sport. Când era televizorul cu lămpi, ăla te lungea. Dar la sport așa de îl țineai pe frigider. Tu stai seama cum era mică, subțirică? O, păi pui și ca așa, acum normal că dacă ai atâta plasma... Zai, dacă o ai pe tot peretele, pe o vezi pe esca, uite așa, bă, câtă... Ca la Patria. Da, așa, ca la Patria, da. Te uiți ca la o icoană. Da, da, Patria lui Esca. Exact. Bun, sunteți pregătiți pentru momentul exclusivitate. Zi, mă, a căzut Bitcoin? Nu, s-a dus, de unde să cadă? S-a ridicat, da, chiar. Eu pe aia chiar mi-am luat acum 10. Asta am făcut, am luat 10, direct. Bun. La prețul ăsta ești păcat să nu. Exact. Da. Ia uite, am mai luat 10 acum. Se-i golicardu. Da, nu știu cum dracu, am luat 20 de bitcoin acum. Nu știu să faci, că s-au dus banii de vacanță. Băi, frate, stai că mai au. Am mai luat 10. Hai. Deci în total 30? Păi vrea și el să-mi facă mie 10 cadou de ziua mea. Arătăția bani, Bobo. Mă, Bobo? Iar am luat. Bă, terminați, mă, că mă... Am luat 40 de bitcoin acum. Uite, mă, că nu te mai crezi. Dacă vorbiți în cască, mă, disperați. Ferească, Dumnezeu. M-a păsat yes, yes, că îmi dădea reply. Atât. E perfect. Atât, gata, hai. Silviu German. A venit salvarea. E garantat treaba. Silviu German. Nu e nici un Silviu German. Nu, normal scuze, că nu. Maestre, scuzați-ne. Majestatea mea, regele Mihai. Exact. Maestre, scuzați. Nu maestre, majestatea majestate, mea. Sunt mai nou în show, mai nou în show, mai noi în show. Majestatea. Și vedeți că și eu am început să mă bulbe, e o emoție firească. Atunci când vine majestatea pe scenă, normal. Mă întreabă cineva ceva sau pot să-i dau drumul ca să zic ce vreau să zic? Păi am vrea să vă întrebăm cum de s-a întâmplat să ne faceți un asemenea cadou, o asemenea onoare. Te mai baza pe mine până la final. Pe ce vă, ce v-a mișcat? Să mă închid două blone. Vă rog. Să, ia, ușor. Deci, am vorbit cu un prieten al meu, mi-a spus, majestate, de ce nu vrei să cânti ceva? Și am zis, eu nu, deci nu vreau să cânt. Și a zis, de ce râdeți? Nu râd, am prănutat. Linii, să termin. Și am zis, hai că cânt. Ce vrei să cânt? Zice, ce majestatea voastră vrea să cânte? Și am zis, știi băi, holograf? Și zice nu. Zic, da, ba da, zice, știe. Și zic, vreau să cânt holograf. Să mă calc în picioare de 1000 de ori.
Care face umor, dar care de multe ori mi s-a părut mie că n-are toate, chiar toate țigrele pe casă, pentru că genul de umor pe care îl face Silviu Kierman nu este pentru toată lumea. Iar eu mă încadrez în lumea care nu e pentru mine. Fică atunci am să mor. Când a intrat Bobonete, Silviu Kierman, îți garantez, o să fie bine. Așa am sperat toți, îți dai seama, adică și eu am și am crezut că o să fie ceva mișto și o să râdem. Și tu ai zis că știi. Da, vine cu ceva, știu. Bă, pe de altă parte, într-adevăr, dacă votam, băi, am râs. Nervos, dar am râs. Nu e chiar așa. La spectacol tu te duci să te bucuri, să te încarci, nu să te descarci. Da. Cum a fost? De ce crezi că n-a intrat acest moment în emisiune? Pentru că nu l-aș fi înțeles nici eu, sau nu știu. Aș vrea să revin. Regizorul acestei emisiuni extraordinare ne-a transmis versurile pe care nu mi le aminteam. Cum dorește căprioara apă rece de izbor, așa îți doresc eu ție mult succes în viitor. Mulțumesc, Bilă. Bilă, dedicație, da. Care nu e fiul pupilă. Dar care a avut și el oracol, pentru că nu e așa, da, suntem pe acolo. Da. Da. Mai aici, îl mai păstrezi pe al tău? Oracolul meu? Da. Nu. Arunca mama tot, nu mai am nimic. De când... Am înțeles, când a văzut ce... Dar era mișto că... acum. Da. Acum nu ți-ar fi plăcut să-l ai? Nu, deci era... De n-am ce? Avut oracol. A, să tu vezi, scrieai la fete? Abia așteptai, nu, da, abia așteptai să vezi ce scrie. Să lipești ălea, să le faci. Și n-a aveai tu de astea. La noi se scriau. Tu îți mai amintești că erau alea secrete care erau lipite cu ceară de lumânare. Deci era o chestie din asta care întorceai. Acolo scria ceva pentru tine. Și aveau fetele, ați prins când aveau fetele ăla în clasa 8-a, un pampon de ăla cu niște funde și scriai și pe alea? La sfârșitul anului? Asta n-am prins. Mie îmi făcea mare plăcere să le scriu tare. Pe pamponul ăla. Iartă-mă. Iartă-mă, dar trebuie să apăs puțin. Da. Sonete, mamă. Sonete, da? Bine, mă rog. Da. Așa. Bun, oameni buni, încă un moment aproape în exclusivitate. Oameni. Da. De data oameni. Asta, să vedeți de ce e în stare Smiley cu Bartoș. Adică ce tip de umor, ce tip de umor. Nu când fac așa, tu zici, oameni, mai puțin. Oameni, semănați. Hai, acum zi ce vrei. Și de unde eram? O goare semănați. Da, păi vedem acum, acum de, ce, da, ce, da, de ce suntem noi în stare. Adică umorul nostru și Camer. De sezonul 1 cum, cum, se cum zicea tatul și mai știi? Beta. Beta numărul nu știu care. Asta e. Nu, dar cum face prima dată? Genul programului. Pizza cu Bartos. Hai, foarte bine.
cam fișorici. Așa. Dar era mai mișto să fac normal. Așa! Mamă! Că ai ieșit, bă, ești prost! Deci e invers, ia, fie, fie. Exact ca ăla faci, fii atent, exact ca ăla ai făcut. Ia și dă-o mai departe, și uite, uite, și. Exact ca ăla ai făcut. Stai, mă, că n-am pus-o bine, mă, stai. Deci să pui aici în mijloc. Dă-le-n coace, dă-le-n coace. Ia vezi, Pavele, ia vezi, Pavele, tu arată-le tu cum se face cu zonac. Acum! Da, stai, mă, că e viața lui. Papa americano, viața lui, ia fiți atent. Îi dai două palme? De cu. Bine, bine, stai așa. Ai început limit, îți dau okay. Limit, așa, început limit, îți dau asta. Ai, număr până la 3, ia 2 și 1, ia și, dar îți dau 3, și, okay, ia și tu una, Andra. Asta a fost tot deci, ce ne-ai pregătit? Da, să mai ai trei, trec mai departe, eu să vin să fac pizza legală, pizza cu foc, și pentru fiecare dintre voi să facă tot pizza portret. Deci, întâi a făcut pizza. Băi, nu-i corect. Să zis una, două, una, două, trei, și... Eu trebuie păi să nu mă dă, te vreau să cânt, să visez și să plâng, să nu uit să. Nu, dar sunteți foarte buni, sunteți foarte buni. Unde este? Ce al nostru e pus deoparte. Vreți un part-time job la pizza? A, uite că ați făcut și pizza. Ca direct din culisele. Vai, vă mulțumesc! Vezi, uite, pentru că noi tot de-aia am făcut. Mamă, super, mulțumesc! Păi eu, asta e aia pe care am frământat-o eu. Păi ți-ajunge, nu vezi că sunt 100 de-astea? Da, asta e frământat. Ai, și tu! Da, la mine e frământat. Da, da. Ba da, cum să nu? La regim. A fost la regim, regim a zis comunist. Bine. Eram la regim comunist. Wow. Da, wow. Și sos. Ia și sus. Hai. Da, da, sunteți supărată pe noi? Dacă vreți. Sunteți supărată pe cum noi? Cum să pe ei supărată că mănânci Dumnezeu. Normal. Asta e pizza. Bună. Ia, noroc. Noroc. Mulțumim frumos. Cheers. Vă sper că n-ai, știi, sănătate. Salut. Hey. Hai să trăim. Și acum încă nu mai vorbește nimeni, că noi vorbim cu mâncarea în gură. Păi să băgăm material și eu. Da, auzi, ce-ți place ție la emisiunea asta? Ia. Și berea cerută. Ia și berea. Ai cerut bere, mamă, îți mulțumim. E fără alcool? Poftim, fără. Mamă, mă zic ca la Oktoberfest. Auzi, chemați pe cineva să ține emisiunea până mâncă. Mai avem un material? Mi se suflă în... Mai avem material de plastic. Mai avem? Da, material de plastic. Da, poți să vorbești, că uite... Golden Buzz. Marele Golden Buzz. Ia, hai să revedem. Hai. Ia. Nu mai înțeleg ce mai doresc. Foarte bine. Nu mai vreau să te simt. Băi, deci aș fi dat Golden Buzz. Nu mai vreau să te cuprind. Dar acum am înțeles cât de mult eu te iubesc. Nu mai vreau, nu. Dar acum am înțeles cât de mult eu te iubesc. Din toată inima, apăsăm împreună. Doamne! Doamne, ce frumos, bă! Bă, ce bucurie, bă! Mamă,
sunt mândră și onorată că am avut șansa să ofer acest buton auriu unei voci care, trebuie să recunoaștem, până acum eu n-am auzit de Aurel Neamțu. Dacă stai să te gândești, e trist, pentru că dacă stai bine să te gândești, cântă de o viață și foarte mulți am aflat despre el în seara asta. Poftim. Dă-o cu mâna ta. Păi, normal, nu o să dau cu mâna ei. Oameni! Pizza mâncați! Da, hai că eu... Deci avem așa, 3 pizza, 2 porții cartofi prăjiți. Sunt scânia, băi. 3 berfuri de alcool. Și 2 frituri în sângea. 180 de lei. Și 2 pumni, sau card? 180 și 2 pumni în gură. Card, normal. Băi, dar ce, emisiunea asta n-are buget, iertați-mă, pare că... Bartoș plătește pe card. A, plătești tu? Lasă că plătești eu. Plătește Bartoș. Card? Cu telefonul. Bine. Cu telefonul, că e pe modernă. Mă duc să marc. Da, vă rugăm. De când să ne bateți mai bine, Marc? A zis că Marc, a zis? Da, da. Cine e Marc? Marc Johnson. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ia uite ce... Nu, nu, nu mă gândi la asta. Zi-mă, mă duc să-l Marc. Să tere, Marc. Mark Wahlberg. Da. De super tare a fost asta. Da, mie și mie mi s-a părut un moment. Rău. Da? Da? Wow. Și acum ce facem? Mâncăm? Păi, ideea e că acum ar trebui să fim interesanți. Dar vă las pe voi doi, că pe mine mă puneți pe râsul. Ce avem la desert? N-avem. N-avem desert? Cum n-avem? Avem marcatul. Suntem săraci, așa n-avem desert? Da, da. Păi n-ai văzut. Dar înainte erau parcă. Unde-s plătitele alea? Serios, sănătate. Mai bine. Hai, sănătate. Hai, sănătate. Hai, sănătate.